Pot să spun stop concurs. Aceștia au fost participanții la ediția a patra a Festivalului Internațional de Muzică Populară Românească, Rapsod, Toadere, Cactare. Mulțumesc foarte mult tuturor, de asemenea mulțumim din suflet juriului, doamna Justina Ierimie Cenușă, doamna Maria Dovghei, doamna Maria Eliuț, doamna Ofelia Hrăguș, doamna Natalia Grieș. Din suflet vă mulțumim și acum avem un scurt recital pentru dumneavoastră care vă l-a pregătit elevii Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească Ciprian Corobescu din Cernăuț, a Centrului Bucovinean. Îi vă invităm în scenă grupul folcloric Perla. Este un grup doar pentru că din marea mulțime acestor copii au putut să ajungă la Văcicăuț doar cei pe care îi vedeți. Îi invităm în scenă și o să vă oferim un scurtucel recital de cântece populare românești care acești copii le-au pregătit pentru dumneavoastră. Vor fi și cântece cu care au evoluat astăzi în scenă. Da, poftim. Cu curaj. Iubim foarte mult, dar iubim, știți de ce? Pentru că acest cântec a fost dăruit copiilor noștri de către un alt discipol al nostru, care acum este vestit în toată România și nu doar în România, este invitat pe la multe acțiuni artistice care le organizează, le desfășoară românii în toată lumea și este vorba de Grigorie German. El a scris câteva cântece, fiind și textier și compozitor, pentru că, dacă știți dumneavoastră, Grigorie German a terminat Facultatea de Litere de la Universitatea Națională Iurie Fetihovici și apoi a terminat conservatorul de la București. Este și compozitor și textier, repet. Și unul din aceste cântece care le place foarte mult să-l cântăm noi mereu este, se numește Bucovina, Raiul meu. Și îl dedicăm dumneavoastră tuturor și tuturor bucovinenilor, pentru că peste 2-3 zile, în data de 28, vom sărbători toți împreună ziua Bucovinei. Bucovina, Raiul meu! Floria, lasă-mă trec cu copina noastră.
doilea cântic tot a fost al lui Grigore German, care l-a scris, dedicat centenarului Marii Uniri din 2018 și de atunci îl cântăm și noi. Se numește Doamne păzește-mi țara. E un cântec, iarăși, de suflet pentru, cred eu, pentru fiecare român. Acum o să vă prezint artiștii noștri micuți. Să știți că toți copiii care astăzi sunt, de ce sunt aici în scenă, pentru că toți, din un cap la altul, au fost participanți la concursul Rapsodul de Recaptare. Și dacă juriul nostru nu tare se plictisește, au să interpreteze practic același program care l-au interpretat în cadrul concursului. Și o să începem cu cea mai micuță, cu Angelina, da, Tibac, care va cânta cânticul Sunt țărancă mititică. Acești copii îți vedea pe micile ecrane sau pe cele mai frumoase scenă din lume. Apropo, fac o paranteză aici, eu de câteva zile m-am întors de la un festival internațional unde 8 din acești copii au participat. Au participat online, pentru până la Dubai este foarte mult timp și foarte costisitor. Noi am participat online și vreau să vă spun că un copil, asta oricum e o taină, pentru că ei nu știu acest lucru, un copil are trofeul categoriei de vârstă, 3 copii au premiul 1, 5 copii au premiul 2 și 2 copii au premiul 3. Deci, vă dați seama ce copii talentați avem. Și dacă eu am să numesc numele și am să spun din ce sat este, aici aș numi și alte nume, pentru că au plecat, sunt deja absolvenții Școlii Populare de Arte, dar oricum, în momentul când anunțăm concursuri sau când anunțăm concerte, acești copii vin și cânt alături de noi. Alexandru Maranduc este din Suren. Angelina Chibac este din Ostrița Herțe. Daria Lișman este din Bairachi, da? Din Bogoșești. Lisa Demciucina este din Sureni. Ariana Muraru este din Gorbova. Valentina Picer este din Pătrăuții de Sus, Tovășeneți. Dar Mupi Uncu, nici nu vă prezint, este a voastră din Vâncicauți.
aici deschid paranteza și spun că Unco a adus de la Dubai locul întâi. Ca să știți. Anna Maria Vornic este de la Marșință. Dumitru Paulenco este de la Voloca. Anisia Onofriciu de la Voloca. Anna, să nu te vă astup, Anna Gociu este de la Molnița Herței și cel mai frumos flăcău la noi, Anatolie Balagura, este de la Borbova. Toți vă voi pălui în această seară un timp, dar doar doi din ei au pregătit pentru dumneavoastră și un duet. Și este vorba de Lișman Daria și de Maraduc Alexandru, care vor cânta piesa Măi Bădiță, Măi Ilie.